și mai ales copii, nu trebuie decât să vă uitați în sus la ele. Și atunci, poveștile vor coborî aici, pe pământ. Iar noi vom fi mult mai fericiți și mult mai bogați! Povestea asta, cum se numește ea? Ah, ia uite și aici o poveste! Voi nu aveți povești pe acolo? Ia, dați-mi-le toate încoace, hai! Așa, mulțumesc! 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 Acum toate poveștile am să le duc sub brad, bine? Microfonul merge? Nu știu. Se aude? Da! Perfect. Alin, stai tu în partea mea dreaptă, da? Ai grijă să stai cu minte în liniște până vorbesc cu ceilalți copii. Ia pe Alin, haide că pe tine cum te cheamă? Cu Gabriel Laurențiu. Laurențiu! Aplauze! Uite, stai și tu cu minte aici lângă el. Să nu te miști de acolo, da? Pe tine cum te cheamă? Malița Lahela. Aplauze! Uite, și tu stai așa cu minte aici. Dar stați în liniște, da? Pe tine cum te cheamă? Iasmina! Aplauze pentru Iasmina! Așa? Și tu? Cum? Cristian. Aplauze pentru Cristian. Pe mine mă cheamă Daria. Daria. Alexandra Pascal, Ioana, Alexandra. Așa. Și acum să stați în liniște, pentru că eu vreau să spun o poezie. Că nu mai știu. Vrea să mă ajute cineva? Dintre voi? Daria? Îmi spui tu? Da. Îmi spui tu? Îmi spui tu? Îmi spui tu? Da, tu îmi spui? Catela. Atât? Da. Aplauze. Tu îmi spui o poezioară? Astăzi? Astăzi s-a născut Hristos. Ah, bun, perfect. Uite, ține, iau
colindă frumoasă pe care o ascultăm cu drag.